Mulțumesc. Grupările criminale sunt tot mai violente, iar asta reprezintă una dintre amenințările anului 2021 la adresa securității publice din țările Uniunii Europene. Concluzia apare în cel mai recent raport al Agenției Europene Europol. În ultimii ani, numărul incidentelor violente asociate cu infracționalitatea organizată a crescut, iar tendința acestor grupări este să recurgă tot mai des la astfel de fapte. Tendință care se manifestă de altfel și în România, iar ultimul an a demonstrat asta. Discutăm despre concluziile acestui raport cu Andreea Georgescu. Andreea, bine ai venit. Bună dimineața. Cât de îngrijorător este raportul Europol? E cu în mod clar un semnal de alarmă pe care Agenția Europeană îl trage către autoritățile de impunere a legii din toate țările Uniunii Europene, mai multă atenție la faptele de criminalitate care ar putea părea izolate, în special cele violente care au ca rezultat rănirea unor persoane sau moartea unor persoane, și recomandă Europol către forțele de ordine din țările Uniunii să colaboreze inclusiv pe aceste fapte, nu doar pe criminalitatea organizată clasică, trafic de droguri, criminalitate informatică sau contrabandă, ci și pe ce ar putea părea o crimă izolată, pentru că cercetând astfel de fapte ar putea ajunge la membrii unor rețele organizate. Un semnal clar de alarmă, pentru că vorbesc specialiștii Europol despre punerea în pericol a siguranței publice din țările Uniunii Europene prin escaladarea modului în care acționează astfel de grupări de criminalitate, și am văzut în România, vorbim cam de un an și ceva, doi, de o creștere a violenței la care recurg astfel de grupări de infracționalitate specializate ori în trafic de droguri, ori în cămătărie, ori în contrabandă, chiar în încercarea de a ține autoritățile departe de preocupările lor care le aduc sume importante de bani. Mi-aduc aminte și ne aducem aminte, Andreea, de episoadele violente de anul trecut. Fostul ministru de interne, Marcel Vela, promitea atunci ziua zero, momentul în care toate forțele de ordine, brigăzi speciale și așa mai departe, au defilat în orașele unde erau probleme cu aceste clanuri. Apoi, ușor, ușor, acțiunile lor s-au stins. Ele continuă sau nu mai sunt la fel de vizibile pentru noi? Ce se întâmplă în această ruptă cu clanurile din România? Anul trecut, un an de pandemie, a însemnat mai puține anchete deschise, inclusiv pentru rețelele de criminalitate a fost poate ceva mai greu să se miște și să acționeze, tocmai din cauza restricțiilor de mișcare impuse, nu numai în România, ci la nivelul întregii Uniunii Europene, însă este cert că aceste grupări au continuat să acționeze, ba chiar unele dintre ele au încercat să profite, să spunem așa, cu ghilimelele de rigoare, de pandemie. Au apărut cazuri de înșelăciuni cu produse necesare pentru spitale, de exemplu, de înșelăciuni cu acele bonusuri primite pentru cei care intrau în șomaj din cauza pandemiei și tot felul de astfel de rețete, rețele de medicamente fals prezentate ca fiind utile în tratarea infecției cu SARS-CoV-2 și așa mai departe. Desigur, s-au adaptat pandemiei toate aceste grupări și s-au confruntat forțele de ordine inclusiv cu astfel de dosare în țara noastră, dar și în alte state pe durata anului pe care l-am traversat, și e posibil ca astfel de modalități de operare, să le spunem așa, să apară și în continuare. Mulțumesc tare mult, Andreea, pentru prezență.